Bună dimineața! Având în vedere dispoziția primarului Comunei Recten Petre Doboș, numărul 158 din 20.10.2023, consilierii locale ai Comunei Recten, județul Iași, sunt convocați în ședință ordinară pentru joi, 26 octombrie 2023, ora 9, la sediul primăriei, unde se va dezbate următoarea ordine de zi. Citesc? Știi toată lumea ordine de zi? Citesc? Aprobarea procesului verbal încheiat în data de 27 septembrie 2023, ca urmare a ședinței ordinare a Consiliului Local Județul Iași. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local Răchiteni pentru luna octombrie 2023. 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Răchiteni a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați Dumitrache Maria și a Titienei Florica. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județul Iași, a unui imobil în suprafață totală de 40.911 m2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județul Iași, a unui imobil în suprafață totală de 2.360 m2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județul Iași, a unui imobil în suprafață de 5.498 și la diverse avem o suplimentare pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Unu, aprobarea procesului verbal încheiat în data de 27 septembrie 2023 ca urmare a ședinței ordinare a Consiliului Local Răchiteni Iași. Discuții? Cine este pentru? 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local pentru luna octombrie 2023. Cine poate da acest domnul primar, poate da la murire. Întâi să încep cu începutul. Deci, după cum știți, se efectuează lucrări de canalizare. Constructorul a emis o factură acum mai bine de o săptămână de 3 milioane de lei și a amenințat că dacă nu-i plătim măcar parțial din ea, oprește lucrările. Asta e un aspect. Al doilea. Având în vedere faptul că noi la începutul anului am prevăzut niște sume pe anumite investiții care nu s-au efectuat și oricum nu se mai pot efectua anul acesta din cauza că nu mai ai timpul necesar, am luat sumele de la respectivele investiții și le-am dus la canalizare. Un alt aspect pe care trebuie să-l înțelegeți este faptul că banii ăștia vin înapoi de la minister, undeva cam într-o lună de zile. Dar el fiind, având, intră în imposibilitate de plată și omul a amenințat că oprește lucrările ca să nu mai aibă de plătit muncitorii. Și atunci încep. La construire parc fotovoltaic. Luăm de acolo 12.000. La stații încărcare vehicule, 160.000. Achiziție microbuz școlar, 32.000. La ce zice? Microbuz școlar. La capelă cimitir, 103.000 lei. Achiziție generator, 10.000 lei. Achiziție cositoare, au fost 10.000 și am cheltuit doar 7.500, deci luăm 2.500, 2,5, 2.000.
Construire teren sport. 5.000. Dar nu cum s-a dat chestia așa? Nu avem același... Dar noi nu avem. Ce să aveți? Noi avem ceva mai simplu. Este diferite investiții care nu sunt. Care, domnule? Dar noi este altceva. Investiții sunt alte forme prevăzute. Și care este aici? Noi, da. Ați dat altă listă, domnule. Asta e lista care mi-a dat doamna contabilă. Dar e lista de la Mihai, mă. Eu nu știu ce o trimis contabilă, doar pe lista asta am discutat. Ce lipsește de aici? Uite, lipsește capitolul 84. Lipsește de aici. La dumneavoastră e mai detaliat. Nu e mai detaliat, e același lucru, e mai mare. Scris mai mare un pic. Nu, nu, nu. Atât. Și 74, la final. Deci voi aveți... Avem asta. Deci aveți 51, da? 65. A, da, 65. E loc același lucru dat. Și 65. Și 74, care e canalizarea. Lipsește 70-ul. Unde e iluminatul public. Modernizare, unde-s 50.000 și se iau toți. Mm-hmm. 84 care nu-l aveți, e amenajarea drumului de exploatare care am vorbeam, 400.000 se iau toți. 400 sau 500? Nu, 400. 500. Au fost odată 500 și am luat 100. Într-o altă rectificare. Nu e același lucru, mai dat mai concis la contare. Avem la reabilitare drumuri locale afectate de inundații 50.000 luăm. Creare, modernizare, infrastructurii rutiere de bază, tot. Asta 50.000 luăm și pe ăștia. În total, suma este de... cu tot cu ce era prevăzut la canalizare, unde erau 334.000, deci cu tot cu suma respectivă, suma totală este de 1.354. Sper să nu fi greșit eu aici la adunare. Nu o să bate. Poftim? Nu. Tot aceea sume care le avem noi. Da, la canalizare eu... Aia nu mai e. Nu știu de unde ai aia. De ceea ce mi s-a comunicat din contabil. Alo, el arată altceva. Ba da, ba da. Ba nu, este valabil. Uitați-vă la canalizarea statală a apelor reziduale. Aveți 1035.760. Deci se aduce 1085.760. Păi da, la care se adaugă cei 334 care erau. O aveți aici, e prevăzut la articolul 74.02.06, penultimul, de jos, cu negru. Sume de bat. Da, de ce ai să luăm? Deci iau bani din la... Da. Acolo, de la proiectele care nu sunt derulare. Bun, dar proiectul canalizare este finanțat pe aia de țarire, da? Da. Și de ce trebuie să plătim noi banii ăștia? Da, de ce trebuie să dăm noi banii ăștia? Tocmai v-am explicat. Ce n-ați înțeles din ce am explicat? Da, dar ilegal? Absolut. Sigur, ilegal, dar noi dăm din bugetul local dacă ne-aș plăta timp că ne finanțat pe aia de țarire. Pentru ce să plătim noi din bugetul local? De ce nu... faceți solicitare la minister să vi se facă plăți, să decontează lucrările. Tocmai v-am spus. Solicitarea este făcută. Tocmai v-am spus de ce. Plata se face undeva la o lună, o lună jumătate, după ce depui documentele. Așa și ce. Nu știu dacă e corect să dăm din bugetul local, să plătim noi lucrări, atâta timp cât corectitudine, să aștepte să decontează. Corectitudinea vă spun eu, că eu mi-o asum prin semnătură. Dacă n-ar fi corect, nu mi-aș asuma. Da, dar dăm din bugetul local atâta timp cât putem aștepta să deconteze ministerul. Nu aștept, mai e constructorul. Și din ministerul, dăm banii ministerului, decontează, intră în contul constructorului. Durează o lungă, zile și un moment. Și care-i problema? Dacă o să legi două
domnul, el și-a asumat, când a semnat contractul, știa foarte bine care sunt etapele de finanțare și de decontare. El când a semnat contractul, l-a semnat pe 2 ani de zile și el îl face până în primăvară. Care e problema dacă face, dacă constructorul e un serios? Păi și atunci? Păi și atunci? Dar de ce să dăm din bugetul local? Pentru că se ministerul îi dă înapoi. Și ministerul nu-i dă constructorului, îi dă primăriei. Primăria îi dă constructorului. Deci banii ăștia se întorc la primărie. Noi îi dăm ca să-l ajutăm, pentru că altfel oprește lucrările. Și stăm cu mizeria asta. Dar voi nu știți deocamdată care vorbiți. Pentru că n-a ajuns la izvoarele. Păi da, domne, n-a ajuns mizeria ca să vedeți ce înseamnă. Dar mizerii faci tu acolo? Nu se vede clar de unde acolo banul, unde descoperi. De ce nu e microbuz la școală pentru copii? Stăm cu microbuzul ăsta adus de 15 ani. Microbuze sunt proiecte. Ăsta era doar parte de cofinanțare. Nu iei microbuz cu banii aia care sunt acolo. Vorbești numai de pe câmp. Ai iurea, să te afli în treabă. Mai sunt bani pentru bursă. Știm cum funcționează lucrurile și noi. Nu neapărat mai sunt bani pentru bursă. Fac un problem în modificarea asta. Sunt bani pentru bursă pentru 50 de ani. Deci e banul bugetul local de scopere anumite investiții care ar trebui făcute la voi. Totul ne-a dat construcție. Nu s-a aștept de votare la minister. Putem să punem la vot? Poate discuții. Pune la vot. Cine este pentru? Abțineri? 2, 4, 6, 7, pentru. Împotrivă? Nimeni. Abțineri 5, da? Da. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale primăriei Comunei Răchiteni a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați Mitrache Maria și Atitudinei Florica. Deci persoane decedate care au amenzi. Am discutat un proiect asemănător acum 2 luni când a fost scos la Eva Florentina. Aceeași situație. Doamna contabilă ne-a sesizat că Dumitrache Maria a decedat și are amenzi care sunt prevăzute. Operatorul rol. Doi operatorul rol, da. Și la doamna Titiene Furica era o amendă despre care a identificat-o acum în valoare de 500 de lei. Deci la Dumitrache Maria se scade 4500 de amenzi contravenționale și a Titiene Furica 500 de lei. Dacă sunt discuții, să luăm 500 de acolo. Cine este pentru? 500. Toți. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județul Iași, a unui imobil în suprafață totală de 40.911 metri pătrați. Discuție. Acest teren este cel situat în... Spune, Francesc, spune mai exact ca să înțeleg oamenii. În extra gradul Comunei Alexandru Ioan Cuza am discutat, nu a fost votat. Nu a trecut. Nu l-a mai repus Mihalice. Alexandru, Instagram Alexandru Ioan Cuza, dar la 85, parcela A56, aveți acolo. El nu a fost trecut. O să pățim cu trenul ăsta, acum am puțin cu cel de la Putea. Situație, că am înțeles că și cei nu de la nu Cuza. Nu le întabulează Cuza și le iau ei. Întabulează acum și Cuza în partea și cei de la Păduri. Ape și Păduri. Sau. Cine dar este rest? Pentru? Abțineri? 5, 7, pentru împotrivă. Abțineri, da? Da. Împotrivă nimeni. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județul Iași, a unui imobil în suprafață totală de 2360 metri pătrați. E terenul pentru bazar. Cine e pentru? Cine e pentru? Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județul Iași, a unui imobil în suprafață de 5498 metri pătrați. Cine este pentru? Abțineri. Președinte. Pentru. Pe cine propuneți? Iertă-i-o. Cine? Iertă-i-o. Cine este pentru? Da. Abțineri. S-a venit și datele. Și datele ședintele. Da. S-a venit și datele, vă rog, pentru ședințe. Până acum... Depinde, cum că e o perioadă mai așa cu bugetul, nu? Mai extraordinar, destul ne-am ținut ieri. Noiembrie?
decembrie, nu are? Da. Da, da. Următoare trei. Vă facem joia? Cum, nu, cum vreți, nu, am făcut joia astăzi pentru că doamna consilier Balina e liber, în restul a avut ieri, nu știu ce, la școală. Chiar dacă e liberă prin legi, totuși o vrut să servească partea. Rămâni miercuri, acum doriți. Indiferent, eu. 23 noiembrie. Joia. Nu că să avem timp să fie 50. De sâmbătă până joia. Nu mai mult. Joia. 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 Puneți un noiembrie mai devreme cu o săptămână, că în decembrie o să trebuiască mai devreme, iarăși. După sărbătorile? Timpul în decembrie se făcea undeva în zona lui 10 decembrie, se făcea ședință. 16 noiembrie? Da. Cu semnul întrebării, da? 16 noiembrie? Adică poți fi mai devreme, nu? Decembrie. Și în decembrie? 14. Ianuarie. Și ianuarie? 5. Acolo... Mai târziu. No, acolo târziu, nu. No. Pontează. N-ai nimic de făcut. Da. Alte. Alte discuții? Da, tocmai vreau să le transmit domnilor consilieri, de fapt scuze, consilierilor PSD, în special lui Martonca Eusebiu, că tocmai au furat 100.000 de la primăria Răchiteni. Pentru a șasea oară am pus proiectul cu bazarul și cu terenul de sport și nu l-au votat. Nu, din păcate, nu, anul acesta nu se mai poate face nimic. Mulțumesc! Nu este nici finanțare. Totul este propaganda electorală. Mergeți și vedeți unde deja s-a tăiat panglica la terenuri de sport și la bazarul. Nu Miroslava! Nu Miroslava! Uitați-vă și o să vedeți!